Din Egipt este din ce în ce mai periculoasă. Jurnaliștii au probleme din nou, mai nou, nu numai cu susținătorii lui Mubarak, ci și cu poliția. Trimișii noștri special, Carmen Avram și Cristian Tamaș, au fost reținuți de forțele de ordine. Carmen a rămas în sediul poliției, în timp ce Cristi s-a dus la hotel ca să ia toate casetele video pe care le-au filmat în cele 5 zile de când sunt la Cairo. Polițiștii egipteni vor să știe precis ce imagini există pe aceste casete. Am reușit totuși să vorbim la telefon cu Cristi Tamaș. Să-l ascultăm. Momentan situația este sub control, ne-au oprit cei de la poliție și de la armată, bineînțeles. Ne-au legitimat, ne-au întrebat ce e cu noi, ce facem în Egipt și ce am făcut până acum. Ei s-au portat foarte bine, n-am avut nicio problemă, au vorbit civilizat, ba chiar ne-au servit cu suc și cu țigări, vorba aia. Totul e în regulă, n-au fost violenți, n-am avut probleme de genul ăsta. Carmen a rămas momentan la poliție până vin eu înapoi de la hotel cu casetele. Așteaptă acolo până vom vedea împreună cu toții casetele și de aici încolo totul va fi în regulă. Casetele, am înțeles că nu se vor reține, doar că vor să vadă exact ce imagini am filmat. Ambasadorul României la Cairo, Gheorghe Dumitru, a vorbit la telefon cu Carmen, apoi cu polițiștii egipteni, care l-au asigurat că trimișii noștri special vor fi eliberați în scurt timp.